Și că și-au manifestat opțiunea care a fost ea într-o chestiune de interes major pentru țara noastră și anume politicile europene și politicienii români, programele, partidele românești care vor fi mite acești oameni ca să le facă, să facă aceste politici la Bruxelles. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Prezența nu a fost una masivă, ne așteptam la acest lucru, din păcate. Nici în Europa, după toate estimările, până în acest moment, nu avem o prezență masivă. Din păcate, media de prezență românească este simțitor sub media europeană. Noi credem că ar trebui să fie invers, pentru că România este o țară care are mai mult de a aștepta de la politicile europene.